Salutare tuturor, eu sunt Emilian și bine v-am găsit la un episod din Metro 2033. Fraților, sunt fix aici unde am rămas la finalul episodului precedent. Doar că nu mai țin minte ce trebuia să fac. Hai să stingem un... nu știam ce back sting, mi-am dat seama. Sting lămpile astea. Sunt aici, în mijlocul războiului dintre comuniști și naziști. Bine ar fi să omoare între ei, să moară toți. Dar nu cred că avem norocul ăsta, așa că... haideți să ne cărăm de aici. Pentru că avem o misiune, nu trebuie să... stăm prea mult pe aici. Stai că nu înțeleg unde trebuie să mă duc încolo. Da. Deci dacă trecem încolo, eu o să mă duc în... Mamă, ce mă disperă. Deci prima dată când intru în joc... nu știu din ce motiv, dar fix cum apăs pe Shift, îmi deschide interfața de la Steam și mă disperă. Că mă ia mereu prin surprindere. Stai, aici am fost eu. Pot să-l lutez pe băiatul ăsta? Aici am murit eu pe aia. Cred, nu? Parcă da. Adică văd că sunt o grămadă de morți. În fine, hai să mergem înainte. Mi-e rog, văd câte o de asta, câte o roată de aia, nu știu cum îi zice, valvă. Nu sunt foarte sigur. Mereu mă duc la ea să văd cine știe, poate pot să-mi vâr de ea și să opresc sau să pornesc ceva. Sunt o grămadă de chestii din astea aici. No, bun. Nima asta e hotă, pe bune. Fac, îmi dă damage. Au hotă la butoi de ăsta de aurolaci. Trebuie să avem grijă la... mă rog, eu trebuie să am grijă la capcane pe aici. Hai că e bine. Mi s-a salvat jocul. Așa că sunt pe drumul cel bun. Probabil că trebuie să mă duc pe acolo. Dar mai întâi... ce pana mea sunt toate chestiile astea? Piese... de schimb, nu știu. Nimă, este un ghidon de bicicletă, clar. Sunt chestii de schimb. Stai, că avem o notă aici. Ok, e vorba de războiul ăsta dintre comuniști și naziști. Că zice că The Red Line, adică comuniștii, n-au un inamic mai nasol decât al patrulea Reich, nu știu exact cum se citește. Și că războiul ăsta e purtat limbi române. Că sunt în război de 100 de ani, bla bla bla, nații diferite, dar se luptă pentru aceeași chestie, că se luptă naziștii cu comuniștii, nu contează că naziști nemți sau naziști știu eu ce, habar n-am, mai sunt și alte naziști, nu cred că sunt doar nemți naziști, nu? Adică nu contează că sunt comuniști români, știu eu ce, ruși sau coreeni, pur și simplu înțelegeți voi. Și că, mă rog, sunt nașpa așa, așa, dar să cam aseamănă între ei, doar că cred ei în două chestii, în chestii diferite și că... să aseamănă la o chestie, bine, pe lângă alte chestii, acest zilă mie ce nu-mi place să traduc, mai ales când trebuie să vorbesc așa. Au o chestie în comun legată de spioni, la asta era vorba, că, unde zice, că tratează spionii în același fel, pana mea. Adică e omoară, nu dați seama. Pe lângă nimă, stai ce pane, nu e un scaun, e ceva. Pe lângă chestiile pe care le au în comun, mai au o chestie în comun. Ați înțeles voi, adică are logică. Îmi plac notele astea. Că, nu știu, nu e ca în alte jocuri să... the fuck? Ce s-aude așa când merg? Se aude când merg pe crouch, parcă zici că mi-a târnă ceva pe jos. Nu e ca în alte jocuri să spună povestea altora sau, nu știu, spusă de altcineva sau din alt punct de vedere. Mamă, ce m-am speriat.
Cine pana mea e ăsta? Îmi place că spune că e povestea mea, e neapărat povestea, nu e o poveste, e pur și simplu ce gândesc eu, Artiom. Nimă că m-au prins naziștii. Da, ori îi pun face sclavi, ori îi omoară. Target practice. Ce dubios arată ăștia. Reich. Ce ciudat arată cu ochii așa. No! Poți să nu faci, mai faci asta? Cine până mea? Nimus 2. Stai că mă salvează băieții ăștia. Eu cred că tu o să mori rapid. Bam! Hai mă, zici că e Call of Duty. Zici că e în Call of Duty cum a sărit el așa în slow motion. Cine sunt ăștia doi? Și de ce mă ajută? Mă cunoașteți? Ne cunoaștem cumva? Adevărat! Ce pana mea vă uitați așa la mine? Și de ce nu zice niciunul nimic? E puțin creepy. Ok, nu ne cunoaștem. Nimă. Ok, deci asta, uitați în care era misiunea mea. Adevărat, era chestia aia de la începutul jocului cu Hunter, că mi-a zis să mă duc la Miller. Ok, let's move to the armored car. Și la ăștia, nu mai știu cum le zice. E, sunt ăștia cu... Nu mai știu cum le zice, frate, au ei o chestie, o... Știți voi, nu? O, un gang, o gașcă. Un fel de five gang, doar că-s mai mulți. Și sunt bărbați, n-au 16 ani. Mă rog, n-au toți 16 ani. Unii mai au 18 ani și... Și cumpără mașini de 10.000 de euro și după o săptămână fac accident cu ea. Hai să nu vorbim despre asta. Oh, ia uite, am omorât băieții. Bă, sunt full, deci sunt full. În afară de bandă ăștia, de gloanțe de-astea care înseamnă bani, nu pot să mai adun nimic de pe jos. Hai băieții mei. You should man the turret. It'll be harder to see you that way. I hope you know how to operate machine gun, kid. Nimă, spartan? Parcă spartan le zice, nu? Adică mă uit la ăla din dreapta, scrie pe pieptul lui ceva și uite, și pe gât acolo, snapta, seamănă Sparta, spartan. Parcă spartan le zicea, nu știu, nu sunt sigur. Mi-aduce aminte de filmul ăla genial cu cei 300 de spartani. Ce până, parcă mi-a dat un șut, mi-a dat un șut în cur, ce mi-a făcut? What the fuck, de ce nu pot să mișc stânga dreapta? Ok. Nu pot să mai mișc stânga dreapta, dacă sus jos, e dubios. Da, ziceam de 300, mamă, deci mi-a plăcut la nebunie filmul ăla. Cu Butler, habar n-aveam, deci când l-am văzut filmul ăla, habar n-aveam cine e Gerald Butler. Deci nu mi-am dat seama că el e în film acolo. Trebuie să claxonez. Ciu-ciu! Cred că se deschide acum. Nu, păi avem loc? What the fuck? Și cum trec de chestia aia? Nimă, s-a deschis cu totul. Pă bune, am loc să trec de aia care e în jumatea... Na, ăștia nu se prind că nu suntem...
Oho, ce-mi vine să nu puși pe... Ce grijă ania, mă, ti vrei? Oh, shit. Nu cred că o să... Da. Nu pot să fac nimic în pana mea. Fire at will, în cine? Păi nu pot să mă întorc. What the f... Alol, poți să mișc din săgeți. Ok, nu mă așteptam la asta. Mi-a luat ceva până să-mi dau seama, au tras aia noi de... Habar n-aveam că poți să-mi mișc din săgeți. Aș fi vrut să-l împuși pe ăsta în prima. Da, încerc. Mă... Mi-a zis pe nume sau mi s-a părut mie? Mori! Nice! Am scăpat de ei? Adică... Au rămas sale acolo... Explorate, poate să treacă de ele? Cred că da. Dacă au puțină viteză, probabil că da. Ce-i acolo? Am înțeles, asta e acolo. Ăla era acolo. Super! Da, left! Care left? Tata sau a mea? Deci te-ai oprit! Yo, nu te opri! Care left, mă? În spate sau în față? Oh, shit. Nu-mi place. De ce nu poți să mici de mouse și eu ca un om normal? Ah, cred că știu ce încearcă ăsta să facă. Să spargă ceva blocat acolo. E ciudat așa atâta statură. Are și puțin delay. Oh, shit. Stai ca asta să încinge. Spune într-o că trecem de rata asta. Nu, trecem! Care tragi, mă? Bă-i bulangiule. Bau! Mamă, dar stai că ne luăm... Hai că de data asta trecem, că ne-am luat o grămadă de la vânt. S-ar putea să explodăm. Hai, mă, ce pana mea faci? În sfârșit, ai gândit și tu. Bum! Am zis că trecem. Unde pana mea e enemy from the back? Acum ți-ai dat tu seama că sunt... Ah, e ăla. Oh, shit, credeam că rămâne pe banda aia altă. Boom, motherfucker! Nimă, se mișcă în continuare. Nimă, vine spre noi, stai acolo! Poți să mă văd în față? Oh, shit! E un tank! Nu cred că am ce să-i fac la ăla. Mă? Ce? Cum? Cum grijanii a luat curba... Chestia aia? O buz? Ce tot îmi dă șuturi în cur că nu înțeleg? O buz îi zice? Habar n-am. Cum le zice la... Astea. Cu care... La muniția tankului. Chestiile cu care trage un tank. Ieșim? Sau ce pana mea faceți? De ce nu mai ziceți nimic? Mă disperă că tacă ăștia așa... Oh, shit. Acum nu... Acum chiar nu știu ce se întâmplă. Fire at will! Da, deci data asta ne-o luăm. Deci eu nu văd unde trag ăștia. Sunt prea mulți, dude!
My fucking god. Au căcat ce am făcut, am pierdut o roată. A, nu, ne-am revenit. Ăla nu e tancul, nu? Na, nu e tancul, că merge prea repede. I-am spart luminile. Ha, mă, frate, l-am omorât pe ăla de sus, o tot. Da, știi, că te-ai oprit ca un dobitoc acolo. Oh, shit. Nu, 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 ce pana mea faci? Ha! Ok. S-a fost drăguț. Putem să ne continuăm drumul. Nice. Și acum ce? Cam... nu e așa multă acțiune, adică e acțiune, dar... cam aceeași acțiune, nu prea am ce să spun. Oh, 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 s-a terminat... drumul. Ah, e dărâmat, aparent. Trebuie să fie o ușă, ceva, nu? N-are cum să nu fie. A, uite, mă, mi-a zis pe nume, deci le-am zis cum mă cheamă. De ce oare le-am zis cum mă cheamă? Nu-mi place când, când face chestia asta de unul singur, Artyom ăsta. Trebuie să mă întrebe și pe mine. Ce-s astea? Ce e aici? Stai așa că e o ușă aici, prietene. Ia uite ce de chestie, o haină. Și scule. Și cheia fix lângă safe. Ce convenabil. Și avem d-astea. Vestiare, nu știam cum să zic în română. Mi-a să zic locker. Mă, ești tu sigur că ăia nu sunt bănuți? Mă rog, știți voi. Nii, mă, poți să puneți generatorul. Să fac lumină. Ar fi fost mișto dacă puteam, de exemplu, de pe arma asta de aici, să-i scot atașamentele. Ar fi fost chiar fain. Să-i scot de exemplu, hai să nu zic chestii mai complicate, dar pur și simplu scopul ăsta aș fi putut să-l scot aici cu o șurubeliță. Că e prins cu niște șuruburi. Ce e aici? What? Ah, pot deschide asta. Mă mănâncă piciorul. Bun. Mamă, dar mă mănâncă ce are, mă? Mâncă talpa. Ce avem noi aici? O armă. Bă, deci acum găsești sniper la shotgun-ul la peste tot, frate. Încă o notă. Să plânge de... de fapt, eu, adică Artyom, eu mă plâng de planul ăsta. And they call this a plan? Ăia, adică ăia doi numesc ăsta un plan? Și zic că șobolanii ar fi... fructat din ar fi mâncat din astea ale noastre, din cadavrele noastre. Bine, zice aici oase, cadavre. Dacă nu eram extraordinar de norocoși. Și zic că planul lui Uhlman, presupun că e unul din aia doi, a avut două părți. Nebunie și surpriză. Și că nu s-a așteptau ăștia de la, nici măcar naziști nu s-a așteptau să le de turnăm, cred că e cuvântul, un ăsta, un o mașină de asta și să trecem cu ea așa prin mijlocul lor practic. Nimeni că au găsit alta. Asta e mai nașpa, n-are turetă. Ok. Ok, deci nu o să avem un drum ușor. Cred că de data asta o să ne confruntăm cu... unde e ălalalt? What? Cum adică? Arată ciudat shotgun-ul ăsta, încât îmi aduc eu aminte, era mai șmecher. Ah, fuck, n-am apucat, n-am fost atent. Văd ceva acolo, în depărtare, vedeți și voi?
Aha. Și eu care credeam că... Oh, what the fuck? Credeam că o să ne întâlnim cu monștri, cu... Black Ones și de-ăștia. Dar nu, sunt tot bulangii de-ăștia de oameni. N-am fost atent ce a zis că s-a întâmplat cu ăla. Zicea că Ulrich ăla sau cum pana mea îl cheamă, Ulman morții lui, ne așteaptă la Blacksmith. Nu era cu noi? Care trage, mă? De ce le dau foc la ăștia? Nii, mă, fiți atenți că am gloanțe cu foc. Pe care le folosesc în greșeală. Habar n-aveam! Te-a zis duck, nu hang on! Că nu știu exact la ce te... refere, nii, mă. Da. Unde știi tu că n-au? Mamă, ce-aș vrea să mă opresc pe aici și să mă uit de chestii. What the fuck? Super. Ah, stai. Păi hotărâți-vă odată, ori monștri, ori... De-aștia, ori de-aia cu patru picioare, de-aștia cu două. Oh, shit. Oh, shit. Nu e bine? Prea mare viteza! De ce arată... De ce tunelele astea, gen, parcă suntem primii care vin pe aici, frate? De ceva timp, că ați văzut că erau blocate. Sau poate că erau puse acolo intenționat ca să nu treacă cineva? Le-au blocat naziștii? Nu mi-ai fi zis, mă, să fiu atent. Oh, stai că acum o dăm în alte chestii mai creepy. Aud sunete. Văd sunete și aud culori. CS16. Vibes. Asta e depou, aici depou, aici se adunau... Ah, te, pana mea, ce-am auzit? Am auzit un măr. Și am văzut chestia aia. M-am speriat mai mult de măr decât de... Nimă ce... Ce? What the fuck? De ce spui asta? Singura chestie care mă enervează la shotgun-ul ăsta e că dacă e un carc și vreau să trag, durează o grămadă. Hai că deja ești bulangiu. Durează o grămadă până să termin animația aia cu încărcatul și până pot să trag. Bossule, nu vrei să tragi și tu? Adică eu încerc. The fuck? Nu! Nu muri! Nu muri! Vezi că e unul în spate! Las... De ce nu mă las să la... Jut. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Dumnezei, s-a întâmplat cu ăla. A explodat puțin ceva așa, dar... Dar nu cred că a murit, nu? Adică... Nimă, ce de chestii avem aici. Nu cred că a făcut pe erou, nu? Și a mâncat vreo grenadă sau ceva. What the fuck? Ce ciudat arată chestiile astea, cadavrele astea, dar îmi place să le văd. Uuu, ăsta e de la mare, uitați-vă și voi cum arată. Ce musculos e. Cine a pus capcane aici? Să fim serioși. Mie îmi puneți voi capcane, voi mie îmi puneți capcane, mă, asta vreau să zic. Eu care sunt șeful capcanelor. Vreau să ajung la capăt prima dată. Da, și e mult pământ aici. Bun, și acum haide să vedem ce putem să lutăm. Nu înțeleg ce aprind. Că nu s-aprinde nimic în pana mea. Da, mă rog.
Da, nici nu sunt mulți morți aici. Da, problema e că v-am zis, sunt cam full și de-aia nu prea am ce să iau de la ăștia, dar poate găsim vreun de ăla. Uite asta, zice, oh! Tă! Grijania! Mătii! Ăsta ce-a făcut, mă, s-a împușcat singur? Uite asta, ziceam că poate găsim. Ăsta e puțin mai dubios. Zice că ăștia, my companions, nu știu, companioni, camarazi, ceva de genul ăsta, mor unul după altul și că nu pot să fac nimic ca să-i salvez. Și că simt, adică Artyom, eu simt că se sacrifică ăștia ca să continui eu, dar merit asta și bla bla, și că cine mi-a dat mie dreptul să... But do I have the right... make the... Ah, da, nu cine mi-a dat, zice că am eu dreptul să îi fac pe alții să plătească prețul, bla bla, cine mi l-a dat, Hunter sau Dumnezeu? Și chestii. Nimă, ce e ăsta de pot? Ah, uite că mai are și la fiecare asta câte o descriere. Mm-hmm. Dar cred că astea sunt... Cred că sunt alea pe care le citește la, în loading screen-uri. Bun, și acum cum pui mei ies de aici? Trebuie să mă duc chiar până la capăt? Pi bune? A, deci eu chiar trebuia să vin până aici ca să pot să intru. Super. Importantă e misiunea. Nu știu ce misiunea. Planul este important. Asta din, așa mă, din casă de papel. You have to believe in the plan. Ok, lume. Dar cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Până data viitoare, baftă maximă!